La Drobeta Turnu Severin s-au înregistrat marți minus 11 grade Celsius. Temperatura resimțită de corp a fost însă mult mai mică și a fost accentuată și de vânt. Chiar și în aceste condiții vitrege, zeci de oameni, în special bătrâni, nu au avut încotro și au ieșit din case. Păi cum să rezist? Rezist? Că n-am încotro, trebuie să vin în oraș să-mi iau medicamentele, că sunt și o bolnavă. Ce să... V-ați îmbrăcat bine? Sunt, da, îmbrăcată, da. La picioare cam subțire încălzări. Sunt, ce să facem, asta e posibilitatea. Sunteți îmbrăcat gros, văd că... Cât de cât, așa. Dacă avem circulația bună, eu sunt tânăr acum pentru bătrânii mei, rău. Ar trebui să evite bătrânii să iese din casă? Bineînțeles, bătrânii și copii. Da, acum depinde și de autorități cum își fac treaba, să nu alunecăm. Dar după câte văzui, nu prea își fac treaba, cel puțin aici se vede. Și totuși este iarnă, iar gerul este un lucru normal în această perioadă, iar pe lângă neplăceri, are totuși și beneficii, căci distruge toți microbii care au supraviețuit la temperaturile destul de ridicate de dinainte de a se instala frigul. Ce să ne așteptăm acum? E iarnă? Își face datoria și ea? Față de noi, nu? Cum v-ați îmbrăcat? Ce mai purtați? Aveți încălțări? De cum se vede... Bun, și căciuliță, că de frigul în ea la cap sau la picioare. Două perechi de șosete sau una singură? Nu, una. Noi avem o gânceie, țin, cât de cât. Și rest, îi mișcăm, ne încălzăm mișcându-ne. Face da. Totuși bine, mai mor microbii până la urmă. E foarte bun gerul, frigul cât de cât, să mai duc, sigur. Altfel, ce facem? Cei tineri renunță cu greu la fudulie pentru a se proteja de frig. Căciulile sunt aproape inexistente și sunt înlocuite cu glugile de la geci, iar încălțămintea de iarnă este de fiecare dată înlocuită cu Adidas, mult mai la modă decât bocancii. Chiar și așa de subțire îmbrăcați, adolescenții susțin că nici măcar nu simt gerul. Cum rezistați la frig și cum vă îmbrăcați altfel decât într-o zi normală de iarnă, când acum sunt minus 11 grade? Normal, la plovere, geci groase... Căciuli, ca să rezistăm frigului. Aveți mult de mers pe jos? Da, avem. V-ați gândit și la varianta unui taxi, poate mașina sau... Nu, că mers pe jos e sănătos. Văd că n-ai căciulă totuși. Am glugă, chiar două, mi-ajunge. Două glugi? Da. În rest, picioarele... E ok. E ok? Facem mișcare. Și totuși, specialiștii recomandă că atunci când temperaturile sunt extreme, să nu ieșim din casă decât dacă este obligatoriu. Îmbrăcămintea și încălțămintea trebuie și ea să fie adaptată acestei perioade, la fel ca și alimentația. Pietonii trebuie să fie mult mai atenți când traversează strada, în condițiile în care perioada de frânare autovehiculelor este mult mai ridicată din cauza poleiului.